Simbol național, drapelul care i-a însuflețit pe români în momente grele de luptă, dar și de bucurie, a fost sărbătorit duminică cu mult fast în mai multe orașe din țară. Ziua Drapelului Național, sărbătorită în fiecare an pe 26 iunie, a fost marcată și la Zalău, în cadrul unui ceremonial desfășurat pe platoul de marmură. La eveniment au participat oficialități locale și județene, oameni politici și reprezentanți ai forțelor armate. Avem datoria să le transmitem copiilor noștri sentimentul mândriei de a fi român. Deși încă nu se pune suficient accent pe promovarea unei educații în concordanță cu valorile naționale, este important să nu ne negăm condiția și să nu copiem modelele care de multe ori nu ne reprezintă. Manifestarea a cuprins prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă, prezentarea sărbătorii Zilei Drapelului României și primirea acestuia pentru a fi înălțat pe catarg. Tricolorul a apărut în secolul al XIX-lea și a devenit simbol al identității și unității naționale. Este urmaș al vechilor steaguri de luptă din Moldova și țara românească, pe câmpul de luptă sau în competiții sportive, ca un semn al statului sau ca dovadă de patriotism, drapelul îi însoțește pe români de aproape două secole. Data de 26 iunie a fost aleasă în amintirea zilei, când, în timpul Revoluției, de la 1848, tricolorul roșu-galben-albastru a fost adoptat ca simbol al națiunii române. Drapelul României poate fi arborat oricând, fără constrângeri, de persoane fizice la domiciliul sau reședința lor sau de persoane juridice la sediile acestora.